În vremea aceea stătea Ioan și doi dintre ucenicii lui și privind pe Iisus care trecea a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit grăind acestea și au mers după Iisus. Iar Iisus întorcându-se și văzându-i mergând după ele a întrebat, ce căutați? Iar ei i-au răspuns, Rabbi, care se tâlcuiește învățătorule, unde locuiești? El le-a zis, veniți și veți vedea. Deci au mers și au văzut unde locuia și au rămas la el în ziua aceea. Era ca la al zecelea ceas și Andrei, fratele lui Simon Petru, era unul dintre cei doi care au zisere pe Ioan și veniseră după Iisus. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, și i-a spus, am găsit pe Mesia, ce se tâlcuiește Hristos. Și l-a dus la Iisus, care privind la el i-a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei numi Chefa, ce se tâlcuiește Petru. Iar a doua zi a vrut Iisus să meargă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis, vină după mine. Și Filip era din Petsaida, din orașul lui Andrei și al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și au scris prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanael i-a zis, din Nazaret poate să fie ceva bun. Și Filip i-a zis, vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către dânsul și a zis despre el, iată cu adevărat israelitan în care nu este vicleșug. Natanael l-a întrebat, de unde mă cunoști? Iar Iisus răspunzând i-a zis, mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsă Natanael și i-a zis, Rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Răspunsa Iisus și i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, tu crezi, mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis, adevărat, adevărat vă spun vouă, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu, suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Apostolul Românilor. Dacă este Sfânt, înseamnă că El și-a acceptat chemarea, s-a ridicat la măsura chemării, a trăit potrivit chemării și s-a desăvârșit ajungând la măsura bărbatului desăvârșit. Măsura bărbatului desăvârșit este sfințenia. De aceea, iubiți credincioși, Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat. Apostol chemat, apostol care a trăit lângă Mântuitorul Iisus Hristos, apostol care la rândul său a chemat pe ceilalți apostoli, pe bun Petru și alții, apostol care a primit nu doar chemarea, ci și trimiterea în lume să propovăduiască, pentru că apostol înseamnă trimis, și apostol care a vestit cuvântul Evangheliei până la sfârșitul vieții lui. Apostol și Sfânt, iubiți credincioși. Dar însuși numele Lui spune ceva despre El. Andrei, iubiți credincioși, în traducere din limba greacă, nu înseamnă doar viteaz, curajos, bărbătos. Andrei înseamnă cel care este bărbat în sensul cel duhovnicesc al cuvântului. Pentru că a fi bărbat nu înseamnă doar să ai virtutea aceasta
lumească, firească, a virilității și a puterii firești. A fi bărbat nu înseamnă doar să fii cu anumite atitudini emoționale omenești și bărbătești. A fi bărbat nu înseamnă doar să ai puterea de a fi rațional, mai cu anumită cumpătare în gândire, nu înseamnă doar a avea o minte puternică în lumea aceasta, ci a fi cu adevărat bărbat înseamnă să ai lepădarea totală de tine, de voia ta, de patimile tale și de cele care te despart de Hristos, ca în felul acesta să spui, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, nu mai fac voia mea, ci voia lui Dumnezeu se lucrează prin mine, și în clipa aceea, Adam cel nou care locuiește în tine, adevăratul bărbat Hristos, Domnul, locuind în tine, te face și pe tine bărbatul duhovnicesc. Nu un bărbat firesc, plin de masculinitate, cum am spus, nu un bărbat al lumii acestea care stăpânește averi, care stăpânește peste oameni, care stăpânește având putere lumească, ci bărbat duhovnicesc. Cel mai greu lucru să ajungi la măsura bărbatului duhovnicesc și la măsura unității credinței. Pentru că în clipa aceasta înțelegi, iubiți credincioși, că nu mai trăiești tu, ci pentru Hristos care trăiește în tine și care a chemat pe toți la unitatea credinței. Această unitate a credinței nu înseamnă unitate în diversitate, ci ceea ce a făcut Mântuitorul Iisus Hristos prin apostolii săi și prin întâiul chemat Andrei. I-a chemat pe toți la unitatea credinței. Adică i-a trimis în lume, printre păgâni, printre închinătorii la idoli. Și Andrei a fost trimis, zis credincioși, Andrei, ucenicul mielului dumnezeiesc, pentru că a plecat de la Ioan Botezătorul, sfeșnicul, către Hristos, Domnul, Soarele Dreptății. A plecat de la Luceafăr, la Soarele Dreptății. Și i-a spus Ioan, iată mielul lui Dumnezeu și el ce ridică păcatele lumii. Și s-a dus după Hristos, Domnul. Și apoi mielul lui Dumnezeu l-a transformat și pe el dintr-un om păcătos, neputincios, cu sânge de fiară în el, cum suntem noi toți, a transformat în miel al lui Dumnezeu și i-a spus, te voi trimite și pe tine și pe ceilalți care niște miei în mijlocul lupilor. Și iată că a ajuns Andrei, iubiți credincioși, pe meleagurile noastre, printre daci, printre geți. A ajuns aici unde simbolul lupului era la putere. Unde simbolul lupului era înțeles mai presus decât înțelesul lui grosier, de fiară care stăpânește și care are putere. Și atunci mielul lui Dumnezeu a trimis pe mielul Andrei și a convertit forța lupului, cum a spus de multe ori lucrul acesta, și din oamenii aceia care credeau în nemurire, în suflet, în viață veșnică, a făcut, de fapt, ucenici ai lui Hristos și pe toți i-a transformat în Hristoși, în urșii Domnului, în miei ai lui Dumnezeu. Puterea ascultării, puterea chemării credincioși. Pentru că Andrei a fost ales pentru că s-a ales. Mulți chemați, puțini aleși. S-a ales singur pentru că a acceptat chemarea. A lăsat pe Ioan, a acceptat chemarea, vino și urmează mie și s-a dus. După Mântuitorul Iisus Hristos. N-a mai gândit. Nu și-a mai făcut calcule. Nu și-a pus lucrurile undeva spre pază și spre siguranță. Nu s-a gândit Andrei la viața lui, la familia lui, la confortul lui, la averea lui, la toate ale vieții lui firești. Nu. A lăsat și a urmat. Chemarea aceasta, iubiți credincioși, a adresat-o și el mai departe neamurilor pe care le-a convertit. Și a venit în poporul nostru, în neamul nostru, și a spus, lăsați toate ale lupului și urmați cele ale mielului. Ale mielului lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. A venit și n-a făcut altceva decât să se așeze. S-a așezat, iubiți credincioși, în sudul țării, s-a așezat în peșteră, în rugăciune,
s-a așezat în Duhul Sfânt, în rugăciune, în liturghie, în stare de har, și acolo acea stare de putere s-a amplificat pe tot pământul acesta, pentru că a lucrat dumnezeiește. A lucrat cu puterea lui Dumnezeu. Până când finalul lui a fost încurunat de mucenicie, prin răstignire, pe o cruce în formă de X, numită Crucea Sfântului Andrei. Ce vreau să vă spun, iubiți credincioși? Multe sunt virtuțile care se găsesc între noi creștinii în ziua de astăzi. Unii cunosc foarte bine Scripturile și au dat doctorate în teologie, cunoscând verset cu verset. Alții s-au retras într-o pustie și n-au văzut față de om cu ani. Unii stau într-o mănăstire și slujesc după tipic rânduiala bisericească într-un mod desăvârșit. Alții s-au axat pe o rugăciune istihastă interiorizată. Alții fac milostenie. Alții fac un fel și chip jertfe pentru Dumnezeu. Dar, iubiți credincioși, în ziua de astăzi, mai mult ca oricând, toți aceștia, fiecare în forma lui de lucru, potrivit firii lui, trebuie să aibă o virtute comună, aceea a Sfântului Apostol Andrei, adică bărbăția duhovnicească. Bărbăția duhovnicească înseamnă să le aliniezi pe toate, și cele ale firii, și cele ale emoției, și cele ale rațiunii, și toate să fie supuse Duhului, și Duhului omului să fie supus lui Dumnezeu. Oare nu avem noi în lumea aceasta oameni din țara aceasta vânjoși, puternici, plini de bani, sănătoși, care mută munții, întorc pământurile pe dos, construiesc, fac și dreg, și când ar trebui să strige acum și să spună stop, eu, cu toată familia mea și cu toți cei care sunt colaboratori ai mei, noi toți spunem nu și vrem să rămânem ucenici ai lui Hristos, oameni firești, oameni firești care au fost înduhovniciți prin îmbisericire în Biserica lui Hristos, oameni duhovnicești care sunt urmașii Sfântului Apostol Andrei și ar trebui să spună noi vrem să rămânem oameni și atât. Și nu spun nu. De ce? Nu au virtutea bărbăției. Pe emoțională, bisericioși. Nu sunt oameni de cultură, oameni care au citit, oameni care au vorbit, oameni care au făcut fel de fel de lucruri ca să scoată din om emoții frumoase și sunt cunoscuți în popor și nu o să spună prin popularitatea pe care o au ei. Nu! Eu vreau să rămân creștin, să fiu un bărbat duhovnicesc, să-l am pe Andrei Apostolul ca și patron al neamului nostru și de pe tribuna mea, de pe scena mea, de unde sunt eu acolo, vreau să mărturisesc tuturor celor care mă cunosc că eu vreau să rămân un om, vreau să fiu un creștin adevărat, vreau să fiu un român adevărat, vreau să rămân al lui Hristos și atât. De ce tac? Pentru că n-au virtutea bărbăției, pentru că nu văd dincolo de lumea aceasta în împărăția cerurilor lepădându-se de cele ale firii. Și atunci, iubiți credincioși, sunt racolați. Și cei bogați, și cei care au anumite, să zic așa, poziții în fața poporului, sunt racolați de cei care organizează această nebunie globală ca să vorbească, să încurajeze poporul pentru pandemia aceasta, folosindu-se de nebărbăția lor. Nu sunt oameni la nivel rațional, iubiți credincioși, mergând mai departe, cu funcții în Academia Română. Oameni care au scris cărți, profesori universitari, oameni peste oameni care au atâta cunoaștere lumească cât noi ne putem închipui. Și de ce tac? Pentru că toate le-au făcut pentru lumea aceasta și n-au virtutea bărbăției. Mai cumplit este că dintr-un sobor de preoți, în Sfântul Altar, când vezi că sunt 4, 5, 6 care slujesc într-o catedrală, n-are curajul măcar unul să zică suntem oameni păcătoși, suntem oameni neputincioși, nu suntem la măsura Sfinților, n-avem ascetica și mistica, n-avem rugăciunea interioară, nu avem ceea ce ar trebui să avem, dar cădem la picioarele crucii, cerem ajutor de la Dumnezeu și îl rugăm să ne dea putere să ne ducem crucea
și din fața Sfântului Altar să spună, având bărbăția duhovnicească, noi nu acceptăm această minciună globală, în Sfântul nostru altar nu pătrunde niciun înțepat și nicio înțepare. Și atunci, spunând poporului și unii și alții și unii și alții, fiecare pe nivelul lui, având comun această virtute a bărbăției, poporul se va trezi. Dar toți sunt cuprinși de frică. De ce? Frica de a nu-și pierde banii. Frica de a nu-și pierde confort. Frica de a nu-și pierde poziția. Frica de a nu fi exclus. Frica de a nu fi luat la rost. Frica de a nu da cu semnul semnat. Frici peste frici peste frici, care sunt, de fapt, niște anulări treptate, succesive, pas cu pas, a bărbăției din om. Nu vorbesc numai de bărbați. Vorbesc și de femei. Pentru că mironosițile au avut o bărbăție creștină, cum n-au avut apostolii în vremea aceea, când ei se ascundeau de frica ideilor. Mai mult ca oricând, în ziua de astăzi, zic că dincioși este nevoie de bărbăția duhovnicească, care vine nu din puterea noastră, ci din puterea lui Dumnezeu. Toți avem frici, toți avem neputințe, toți avem scăderi, toți putem fi șantajați cu ceva, toți putem fi arătați cu degetul, toți avem o scăpare în lumea aceasta. Dar trecând peste toate fricile și fricile, trebuie să spui, acesta este adevărul, vrem să fim oameni normali, nemodificați genetic, creștini normali, fără vreo apostazie sau erezie, și atunci, în felul acesta, Domnul Dumnezeu îți dă puterea, îți dă harul ca să mergi pe calea credinței. Dar nu de-a nu să fii mărturisitor și râmnitor. Pentru că o să vedeți în ziua de astăzi, așa cum s-a întâmplat după sinodul tâlhăresc din Creta, unii de frică, din supunere, s-au dus către erezie, iar alții, din prea multă râvnă bărbătească exagerată, neavând echilibru duhovnicesc, s-au dus către schismă, iubiți credincioși, despărțindu-se de una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. N-au rămas mărturisitori. S-au identificat nepomenitori sau în fel și chip, chiar dacă și noi am oprit pomenirea, nu ne-am identificat cu acest instrument de lucru și s-au dus printr-o bărbăție exagerată în schismă. O să vedeți și acum, la a doua etapă, la a treia etapă, pentru că sunt constrângeri peste constrângeri, o să vedeți că apar preoți care, din prea multă râvnă pentru apărarea credinței, o să spună poporului cine s-a înțepat să nu intre în biserică. Și să vedeți o altă schismă, iubiți credincioși, folosindu-se cel întunecat de prea multă râvnă nesăbuită, împărțindu-i între înțepați și neînțepați și pe unii dându-i afară. Cei ai sistemului îi dă afară pe cei neînțepați și cei prea râvnitori îi dă afară pe cei înțepați. Și atunci se folosește dracul și de unii și de alții, lovind în poporul acesta. Încă mai este vreme de pocăință. Nu este apostazie, iubiți credincioși, dacă te-ai înțepat. Dar ai făcut un pas, doi, trei, ajutând sistemul pentru mare apostazie. Trebuie să avem discernământ. Nu este pecetea lui Antichrist. Dar ai pus în tine pași, pași către pecetea lui Antichrist, pentru că nu știi cum vor izbucni acele substanțe în tine, de-ți vei paraliza și voința și toate celelalte și nemai având curajul bărbăției și a mărturisirii. Ai făcut un pas, te-ai înțepat, nu mai ai curajul. Ai mai făcut al doilea, al treilea, deja ești mut. Și tot așa, iubiți credincioși, muțenia aceasta globală ne afectează pe toți și Satana își face jocul pe fața Pământului. De aceea, mai mult ca oricând, cerem de la Dumnezeu bărbăția, curajul și discernământul să le avem pe toate aliniate după mila lui Dumnezeu. Că după puterea noastră nu avem cum, suntem neputincioși, am repetat. Prima etapă a smereniei este să nu cumva să îndrăznești să pleci pe calea duhovniciei bazându-te pe tine. A doua etapă a smereniei este să nu cumva să îndrăznești, dacă ai obținut vreo biruință, să o pui pe seama ta. Să fii doar instrument de lucru. De aceea s-a dat ordin, iubiți credincioși, într-un mod foarte subtil. S-a înțepat mai marele, se vor înțepa și slujitorii. S-a înțepat conducătorul, se vor înțepa și supuși. Dacă în sinod o să vedeți că sunt înțepați toți,
vor trebui să se înțepe toți dintr-un altar, începând cu protopopi, parohi sau protos, fiecare cum este acolo, sau stareți în funcția lui. Pentru că într-un mod subtil s-a comunicat. Cine se înțeapă rămâne, cine nu pleacă. Acestea sunt doar etape, iubiți credincioși, de decimare a creștinului și a românului și a lumii întregi. Decimare până se ajunge la decimarea din punct de vedere duhovnicesc. Bărbăția duhovnicească este virtutea care îi dă putere și medicului, și profesorului, și polițistului, și judecătorului să spună adevărul în față. Bărbăția duhovnicească este cea de care avem nevoie acum, iubiți credincioși, nu pentru a obține lucruri în lumea aceasta, ci pentru a obține, de fapt, curajul duhovnicesc în lupta duhovnicească. Vă îndemnăm cu orice risc să aveți bărbăția duhovnicească, indiferent ce s-ar întâmpla cu viața voastră și cu viața noastră. Pentru că trec repede săptămânile postului. Imediat ajungem la Crăciun. S-ar putea să ne lase liniștiți ca să le tihnească și lor sărbătorile, să petreacă și nu cumva emulația creștină să se întoarcă împotriva lor ca o răzmeriță. Dar bărbăția duhovnicească înseamnă să ai trezvie și totodată iubire, să ai echilibru. Să ai trezvie, iubiți credincioși, cum spun toți părinții, adică să ai vederea duhovnicească dincolo de toate aparențele lumii acestea care sunt niște scazmatorii. Trezvia trece dincolo de forme, dincolo de duhuri, dincolo de toate cele care sunt năluciri. Și având trezvia, trebuie să știm că suntem într-un război în care bărbăția este, de fapt, elementul principal. N-ai bărbăția, ești paralizat. N-ai bărbăția duhovnicească, nici nu pleci la război. N-ai bărbăția, ai dezertat. N-ai bărbăția, n-ai curajul să spui ce trebuie să spui. De aceea să medităm cu toții la această virtute, să-L rugăm pe Sfântul Apostol Andrei să ne ocrotească, pentru că este ocrotitorul românilor, este cel care ne-a chemat la credință, dar toată puterea noastră, să știți că nu vine prin eforturile noastre personale, ci vine prin faptul că smerindu-ne atragem harul, pocăindu-ne primim iertare de la Dumnezeu, împărtășindu-ne continuu cu Sfintele și Preacuratele Taine, Hristos ne dă nouă puterea de a mărturisi și puterea bărbăției. Îl rugăm pe Sfântul Apostol Andrei să vă ocrotească, să vă binecuvinteze și nouă tuturor să ne dea puterea și discernământul în zilele acestea. Amin.